Salut! Și bine ați venit pe canalul meu de ce-o fi? Și bine ați venit la un nou clip. În acest clip vă voi arăta cum se poate face o grafică pentru imprimarea pe căni, tricouri și orice altceva pe care se poate imprima această grafică. Grafica o voi face cu ajutorul inteligenței artificiale. Și mie îmi place să lucrez cu Copilot de la Microsoft. Așa că pornesc în Microsoft Edge, mă duc la Copilot și o să îi scriu, aici trebuie să alegeți modul creativ, să fie cât mai creativ, și va trebui să îi scrieți ce doriți să creați. În acest exemplu, vreau să creez un peștișor de aur dansând la banda pe munte. Creează un peștișor de aur care dansează la mâbada pe un munte de safir. Bun. Și acum va trebui să așteptăm până va crea imaginea. O să dureze un pic pentru că trebuie să proceseze și va crea 4 imagini. Și din aceste 4 imagini va trebui să alegeți una care vă place. Bun. A creat imaginile acest copilot. Is făinuțe imaginele. Și aici eu am cerut un peștișor, mi-a făcut 4. Acesta seamănă amunte de safir. Aceasta. Aici arată cel mai bine că dansează. Aici o să o descarc în calculator. Să mă duc la descărcări. Salvare. Bun. Și acum o să vă arăt următorul pas. Să deschid GIMP, care este un program de manipulare a imaginilor. Voi puteți să folosiți orice program doriți. Căutăm imaginea. Mi-apare aici. De obicei trebuie să mergeți la unde salvați voi imaginea. La mine este la descărcări. Și undeva aceasta este imaginea. Deci căutați imaginea unde ați salvat-o. După ce am deschis imaginea, o să fac alte imagini cum ar veni. Imagine nouă, cu un fundal transparent și cu lățimea de 5000x5000 de pixel pentru o calitate cât mai bună a imaginii atunci când se imprimă pe cană sau tricou. Deci imaginea trebuie să fie de calitate foarte bună și un pixel cât mai mare. Am luat imaginea creată de AI și am copiat-o pe imaginea cu fundal transparent. Și acum o să redimensionez imaginea aproape cât imaginea fără fundal. Dar o să o las așa, nu o fac. Nu o să o măresc la fel ca imaginea fără fundal, o las un picuț mai mică ca pe marginea acestei imagini să fie un pic de transparență. Și o să-i dăm export, îi dăm un nume, peștișorul de aur .png și o să o salvez la poze. Nu la poze, aici.
în directorul principal, cum ar veni, și dăm export. Până atunci va trebui să deschideți. Eu, de exemplu, o să mă duc pe platforma printado.ro, pentru că aici mi-am făcut un mic magazin de căni și vă pot arăta mai bine. Va trebui să mă autentific. Produsele mele, adaug un produs, va trebui să adaug un produs, o să încărca platforma, o să aleg o cană și pe această platformă restul va trebui să le debifez pentru a putea publica doar cana. De exemplu, pe această platformă nu pot să public această imagine salvată, făcută cu GIMP. Am mai încărcat imagini de 5000 pe 5000 cu lățimea și lungimea 5000 pe 5000 de pixel, dar aceste imagini create de Copilot nu vrea să le ia în formatul acesta și va trebui să urc imaginea făcută de inteligența artificială, acea originală, și aceasta are o calitate foarte bună, 1024x1024 de pixel, ceea ce este foarte bine, este o calitate foarte bună a imaginii. Bun. Pe această platformă, cum am spus, am ales scana, o să încarc imaginea, dau upload. O mai aranjez un picuț pe cană. Și aceasta este cana cu imaginea. Pe această platformă, imagine se pot pune ori în stânga cănii, ori în dreapta cănii, sau a toartei, în dreapta sau în stânga toartei. Ceva de genul. Așa. Pe alte platforme se poate urca în fața mânerului, a toartei, imaginea, sau se poate pune de la stânga până în dreapta mânerului, pe toată suprafața cănii. Această platformă oferă numai în stânga și în dreapta platformei. Și aceasta este cana. După care se salvează. Se dă un nume. Peștișorul de aur, câteva cuvinte cheie, cană, aur, munte, că dansează pe un munte. Și îi dau din nou, salvează și astfel s-a salvat cana și apare pe shop, pe magazin. Dacă deschid magazinul separat și mă duc jos de tot și pe a doua pagină, se vede cana cu peștișorul. Și aceasta este cana cu peștișorul de aur dansând pe un munte de safir. Vă mulțumesc că ați avut răbdare să stați până la finalul acestui clip. Și ceea ce nu am spus în celelalte clipuri și o să spun în acesta, vă rog să dați un like și să vă abonați dacă v-a plăcut acest clip. Vă mulțumesc!